Diferența pe care o pot primi în plus este substanțială, potrivit conducerii. În medie, e de câteva sute de lei, bani pe care îi pot primi doar dacă cer expres recalcularea. Aceasta nu se face din oficiu, avertizează instituția. Începând de ieri, 23 noiembrie, am început înregistrarea cererilor de recalculare a pensiilor anticipate parțial, stabilite înainte de 16 iulie 2016. Am identificat în sistem aproximativ 800 de persoane. Procedura este extrem de simplă, spune directorul casei de pensii. Trebuie doar să se prezinte la unul dintre ghișeele instituției și să completeze o cerere. De asemenea, trebuie să aibă asupra lor un cupon sau decizia prin care au ieșit la pensie. El completează numărul de dosar, cum îl cheamă, domiciliu, cod numeric, fiul lui și al, și aici am scris 216/2017. Noi cupoanele de pensie întâi verificăm aici dacă este la limită vârstă, dacă nu este la limită vârstă din 2011 până în 2016 este pensia anticipată, noi îi dăm cererea. Dacă este la limită vârstă, conform articolului din lege, nu îndeplinește condițiile de recalculare. Da. Și ce ar trebui să aibă cu... Un cupon de pensie, omul sau o copie după decizia de pensie anticipată. Dacă se grăbesc și depun cererile până la sfârșitul lunii, botoșenenii vor primi noua pensie chiar din luna decembrie. Reprezentanții casei județene s-au pregătit pentru asta și au suplimentat numărul de ghișee. În primele două zile, aproximativ 200 de pensionari și-au cerut aceste drepturi. Săptămâna viitoare vom lucra luni, marți și miercuri. S-au deschis un număr de mai multe ghișee pentru depunerea acestor cereri. De asemenea, toți pensionarii anticipați parțial pot trimite cereri de recalculare atât prin e-mail cât și prin poștă. De recalculare beneficiază doar persoanele care au ieșit anticipat și parțial la pensie în perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016.